O avem alături pe Andreea, o cursantă din programul Elimină Celulita. Ciao, Andreea! Bună! Spune-mi, te rog, acum cât timp ai început programul? În urmă cu un an, în 2020. În 2020. La început, parcă. Da, la început, la început. Da. Bun. Cu ce te-ai confruntat înainte să începi programul? Înainte de a începe programul, m-am confruntat cu lupta contra programelor în plus. Am fost un copil obez, pot spune așa, de când mă știu. Și am dorit o schimbare. Am dorit să schimb asta la mine, astfel că te-am contactat. Așa. Spune-mi, câte kilograme ai avut înainte să începi programul? Înainte să încep programul, am avut 89 de kilograme, cel mai mult, iar acum 60. Acum ai 60. Da. Ok. Cum te simțeai înainte și cum te simți acum? Păi, înainte nu aveam încredere în mine, eram tristă, mi-era rușine cu corpul meu, mi-era rușine să ies în public, iar acum mă simt mult mai bine, plină de viață, am încredere în mine. Spune-mi, ce anume te supăra cel mai tare înainte? Adică, nu știu, să ne dai un exemplu. Păi, înainte uram să mă duc să-mi cumpăr haine. Uram. Pentru că poate îmi plăcea o haină, dar nu puteam să o cumpăr, pentru că stătea rău, nu era mărimea mea. Iar acum, când mă duc la cumpărături, orice vreau pot să-mi cumpăr. Super. Și e așa ca stare interioară. Ca stare interioară, da. Da, mai ales la nivel psihic, pentru că mă simțeam foarte tristă și veneau și jigniri din partea anumitor persoane, iar astfel deveneam tristă, depresivă chiar, țineam în mine chestiile acestea, dar m-au afectat foarte mult. Și acum? Te simți ok? Totul? Da, da, mult mai încrezătoare, mai prietenoasă, nu mai mi-este rușine să ies în public. Cum ți se pare acest program? Cum ți se pare alimentația, exercițiile, nu știu? Extraordinar, mi-a schimbat viața într-un mod sănătos, nu m-am înfometat, nimic. Iar tu ai fost acolo mereu, sprijin, suport, 24 din 24, chiar m-a ajutat foarte mult. Și sport și tot ce trebuie. Bun. Cam atât. Mersi, Andreea.